Lume bună și frumoasă, Laurențiu Popescu la noi în ospeție și omagiatul zilei, Anatol Lupu, compozitorul vedetelor grele de Republica Moldova. Ion Surceanu, Olga Ciolacu, bineînțeles, face aranjamente și pentru Ian Raiburg, dar și pentru Eugen Doga. Bună dimineața, maestri, și bine ai venit la noi! Lasă-mă să te cuprind, așa, da, microfonele să facă acum un pic de gălăgie. La mulți ani, Laurențiu, și ție, la mulți ani, bine ați venit. Hai să ne așezăm aici, inițial, băieți. Chitara o lăsăm acolo, da? Anatol, aici, Laurențiu, că și tu de curând ai avut onomastica. Bine, bine s-a trecut. Vinovatul este Anatol, bunul nostru prieten, coleg, compozitor și om cu suflet mare. Anatol, tot respectul pentru tine. Mulțumesc. Avem onoare să mă trăim pe fundalul nostru muzical. Puteți să mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Anatol să trăiască, Anatol să trăiască, la mulți ani! Și ca de fiecare dată, noi suntem copii, mai ales în ziua noastră de naștere. Copilul Anatol Lupu, ce își dorește astăzi? Copilul Anatol Lupu vrea să fie sănătos, să nu dispară creativitatea, să nu dispară inspirația. Și cred că ultimul cântec cel mai bun nu este încă scris și sper că va fi scris. Cu siguranță. Dar surprizele, îți plac, accept surprizele, îți plac în general oamenii care știu să facă surprize sau mai puțin? Îmi place, îmi plac surprizele. Slavă Domnului, pentru că noi avem o surpriză și dacă, Doamne ferește, dăm peste un invitat prieten care nu prea iubește surprizele, atunci putem să o dăm în bară. Dar hai acum, avem o atenție sporită la ecran, dragilor, pentru că a venit o surpriză pentru omagiatul zilei de 13 mai, Anatol Lupu. Să vedem! Cu banii grei, toate le vrei, iar înapoi. Nu pot să trag, morala ta e între noi. Iubirea mea amară, știi, s-a terminat. Băiete, tu îmi faci mereu dure de cap. Ce mai mare sunt, o provocare eu. Fii pe pace, nu-s deloc de nasul tău. За днем одиночество нам не быть вдвоем. Одиночество мой удел.
это не то, что каждый из нас хотел. Inima ta, nu pot deloc să știu. Pentru noi, înapoi, nu e drum. Nu e nevoie să-mi spui că iubire astăzi noi. Și nu crezi de fel în lacrimi de femei. Spuneai tu mereu, te fac fericit. Că mireasa visului sunt, toate erau doar vorbe în vânt. Vorbi în vânt, mi-ai spus, doar vorbi în vânt. Ai fost bun pe gură și atât. Te-am crezut eroul din povești. Fierbinte la cuvinte, ești așa cum ești. Da, dragilor, asta a fost surpriza noastră. Cu siguranță este doar nu știu, 5% din piesele pe care le-ai compus, maestre. Sunt câteva, sper că a fost o surpriză și reamintire plăcută. Mi-ați făcut o surpriză foarte plăcută, mai ales eu de mult n-am revăzut acest material și interesant chiar să faci o retrospectivă în ce faci. Cu siguranță că noi ne-ar lua mult mai mult timp să trecem peste toți artiștii cu cine ați colaborat. Laurențiu Popescu, în special, este un prieten apropiat și un interpret care, în mare parte, are în palmaresul lui piese semnate de dumneavoastră. Corect. Laurențiu, cum e să lucrezi cu Anatol Lupu? Cât de ușor este să-l prinzi? Pentru că nu cred că este foarte liber. E greu de prins, dar e ușor de lucrat. Fain sună, greu să, dar când l-am prins, lucrez ușor. Nu, Anatol tot timpul a acceptat colaborarea cu mine, cel puțin niciodată nu mi-a spus nu. Mi-a zis, uite, mai târziu, mai așteaptă puțin, că acum sunt cam ocupat. Dar a revenit... Așa ceva a fost în rare cazuri, pentru că în majoritatea cazurilor eu veneam cu propuneri să accepte Laurențiu niște cântece. Cât este de complicat să găsești interpretul care să cânte complicat. Exact așa, pentru că compozitorul are o lume aparte, el compune, el gândește, el vede, el știe că anume așa trebuie să sune. Și interpretul uneori mai face pe placul lui. Cât este de complicat să găsești un interpret bun? Este foarte complicat, fiindcă când compui melodia, adică după, eu compun și nu mă gândesc la cineva. Uneori când este o comandă anume de la un interpret anumit, atunci da, eu lucrez și deja văd interpretul, văd calitățile lui vocale, văd calitățile artistice și deja vreau să pătrund în caracterul lui de interpretare și de obicei caracterul lui și modul de gândire. Dar când muzica se naște așa singură, fără niciun scop, cum se spun eu, de la Dumnezeu, atunci eu încep să găsesc cine poate va interpreta. Pentru mine foarte mult contează, nu pur și simplu să dau, lasă cânte oricine, fiindcă principalul să sune, no, cum zic alții. Face parte din suflet. Fiindcă face fiecare cântec este o treaptă și este un... Așa spunem, produs care se adună în depozitul, eu zic un așa, copil, depozitul... Un copil, așa. Da, sigur că da, la fel ca și rolurile și piesele interpretate, la fel și toate lucrările compuse... Da, tot sunt... vrei să aduni numai lucruri bune, nu sigur că da. Acel care... Un lucru bun, frumos și nesimpatic se întâmplă în colaborarea cu textiera
Ana Iacu. Este, da. Este o temă aparte și sunt foarte bucuros că am așa o textieră care a apărut foarte spontan în viața mea, adică a apărut ca soție și pe urmă ca textieră. Soție, mamă și textieră, Ana Iacub Lupu, care este și producătoarea matinalului O Nouă Zi. Cum și o salutăm pe ea din platoul nostru. Da, mă, bună dimineața, Ana. Și-ți mulțumesc Iacub pentru colaborare. Eu uneori te înțeleg pe tine, Anatol, cum este viața cu o textieră și cu o femeie așa ca Ana Iacub, producător. Ca producător, da, pentru că noi de un an și jumătate diminețile le petrecem Ana Iacub în urechea mea. Dar acasă, cum se întâmplă? Ea tot ca producător lucrează acasă. Și Antonio, fiul vostru, Antonio, un flăcău mare. După statutul lui, pentru el e mai ușor. Pentru mine, fiind bărbat, e mai greu. Dar că sunteți două fire artistice. Și eu mă lupt în spațiul meu sub soare. Fiecare nu vrea să-și găsească locul lui sub soare. Nu vreau să fiu eu mai prejos decât producătorul nostru comun. Da, da, este adevărat. Avem spre ce tinde. Cum se întâmplă, vii cu muzica, Ana scrie textul sau Ana scrie textul, tu vii cu muzica? Ana vine cu textul tare rar, sunt vreo 2-3 cântece, restul sunt compuse după muzica. La Albe Românițe cum a fost? Albe Românițe au fost tot așa, am scris eu din tăi muzica, pe urmă a fost scris textul și pe urmă ne-a gândit la cine și am ajuns la concluzia că pe atunci era o formație Savana, unde a făcut parte și al Lorențiu. Și primul cântec care a fost scris pentru Savana și unde a participat și Lorențiu era Romanița. Albe Românițe. Da. O piesă pentru copii, dar n-ar zice pentru copii, pentru că a fost cântată... Pentru tineri romantici. Tineri romantici, da. Tinerii romantici. Da. Dar au preluat-o copii, o cântă până în ziua de astăzi, multe studiouri da, de copii. Da, cântecul este foarte popular și în zilele noastre. Și... Laurențiu, astăzi, în ziua de azi, apar foarte mulți compozitori care vin cu stil diferit, care propun, mă rog, diferite beat-uri, ca să zic așa. Cum este... Pentru că Anatol este un compozitor de școală veche. Da? Dar bună. Sigur. Foarte bună. Asta este calificativ. Școala veche este cea bună. De asta zic, știi? Eu n-aș spune veche, aș spune mai clasică. Adică de asta eu mă refer la vechi în sensul bun, ca și vinul vechi care e gustos. Okay. La fel și școala clasică. Primesc așa. Sigur, dar nu, așa, că și așa de școală veche. Da. Nu de modă veche, dar de școală veche. Cum este să lucrezi? Pentru că tu lucrezi și cu compozitori mai tineri. Da, da. Care este diferența? Că tu ca interpret trebuie să te pliezi și tu pe stil, pe fiecare este cu cerințele lui? Eu vreau să vă zic că chiar dacă am vreo piesă cu alți compozitori, cu alți aranjori, de fiecare dată când fac ceva nou, îl sun pe Anatol, Anatol e martor. Anatol, uite, am o piesă scoasă. Este camertonul tău care spune... Expert. Și Anatol este foarte sincer, spune unde e bine, unde nu e bine. Așa că... Ți s-a întâmplat după sfaturile lui Anatol da, să da, mai că... umble acolo la aranjament? Și nu numai odată. Nu numai odată. Da. Asta bucură când există un specialist în care ai încredere. Pentru mine este ca un mentor. Și eu sunt părerea lui contează foarte mult. Eu sunt recunoscutorul lui Laurențiu că are încredere în mine, fiindcă, într-adevăr, când este cineva este alături care poate să-ți spui direct în ochi că adevărul, este da, lucrurile stau da. Așa sau așa, este foarte bine. Și fără pretenții la ce, că fără invidie de pildă, știi, da? Eu tot sunt omul de creație. Cineva a scris muzica lui. Poate o să apar dubii la Laurențiu, că dar ce să mă adresez eu la alt compozitor, da, fiindcă da. El va fi invidios, el nu se spui... Nu, eu sunt foarte corect în așa caz, fiindcă eu de obște fac lucrul meu. Eu nu sunt invidios. Aoleu, Anatol, ai spus acum un adevăr. Dacă fiecare și-ar face lucrul lui, n-am trăit într-o țară prosperă. Un îndemn pentru toți cei, căutați-vă de treabă. La mulți ani pentru maestrul Anatol Lupu, cel care astăzi este sărbătorit. La mulți ani, mersi. Multă sănătate și așa cum ați spus, să nu lipsească niciodată inspirația. Laurențiu, și ție la mulți ani.